Anii 1966-1970 sunt cei care au pus Basarabia pe harta rockului sovietic și cel european. Anume în această perioadă la Chișinău va apărea formația Noroc, prima rândunică a rockului din Uniunea Sovietică și cea mai iubită trupă basarabeană din toate timpurile. Apariția fenomenului Noroc a fost o sinergie, o explozie a fibrei noastre latine românești și a influențelor Occidentului, în mod special a rockului și a Beatles, care erau zeii muzicali ai timpului. Dorind să proiecteze în Moldova sovietică o vitrină culturală a URSS în ochii Occidentului, autoritățile de la Moscova au creat aici un teatru de operă și balet, capela corală Doina, ansamblul Joc și filarmonica cu orchestră simfonică. Anume aici urma să apară ansamblul vocal instrumental Noroc. Anume aici, în acest birou, al fostului director al Filarmonicii de Stat, Alexandru Ferco, s-a născut ideea Norocului. Tot el a fost cel care i-a dat denumirea de Noroc și așa i-a rămas pentru eternitate. În acest birou, tânărul Mihai Dolgan a fost adus de o somitate muzicală a timpului, Isidor Burti, care i-a marcat foarte mult cariera muzicală. Contextul în care a apărut trupa Noroc a fost unul al efervescenței culturale și spirituale unice pentru Basarabe. Doar să ne imaginăm, este perioada în care apare Loteanu și Gagiu în cinematografie, Druță, Vieru și Beșleagă în literatură. În muzică este perioada în care se lansează Sulac, Julia Cojocaru și marea noastră soprană Bieșu, dar cu ramificații de performanță și în alte domenii, cum ar fi Testimițanu în medicină, Rădăuțanu în științele tehnice, Negru Vodă în agricultură sau Coropceanu și Cemârtan în cultură. Asemenea idolilor lor din trupa Beatles, care și-au extras seva muzicală din folclorul anglosaxon, membrii trupei Noroc și-au ancorat inspirația muzicală în tradiția și în folclorul românesc al Basarabiei. Anume în acest spirit era să gândească și să creeze Norocul Mihai Dolgan. Deportat împreună cu întreaga familie în Buriatia în 1949, Mihai Dolgan a deprins primele note muzicale în frigurile Siberiei. După întoarcerea sa în Basarabia în 1958, Mihai Dolgan va trece toate treptele muzicale pentru a ajunge în cele din urmă la Filarmonica de Stat, unde a dat naștere trupei Noroc. Născută din muzica lui Mihai Dolgan, formația Noroc a prins aripi prin versurile lui Efim Krimerman și Andrei Strâmbeanu. Iar la 4 martie 1967 este data oficială de naștere a Norocului. Anume atunci, pe această scenă a Filarmonicii de Stat, trupa a dat primul său concert într-o audiență enormă. Peste câteva zile avea loc debutul oficial al trupei Noroc în cadrul festivalului Mărțișor. Inspirată de Mihai Dolgan, trupa Noroc a fost o pepinieră pentru o pleiadă întreagă de muzicieni. Dar emblematice pentru posteritate au rămas virtuozitatea ghitarelor fraților Anatol și Alexandru Cazacu, saxofonul lui Tudor Goraș, nebunia tobelor lui Valentin Goga, vocea cristalină a Lidiei Botezatu, latino-basul lui Ion Surucianu și timbrul inconfundabil al lui Ștefan Petraie. În scurta sa perioadă de existență artistică, trupa Noroc a scos două discuri. Primul în 1968 avea două piese, De ce plâng ghitarele și Cântă un artist. Cel de-al doilea disc în 1969 avea piesele Copiii Soarelui și Dor Dorul. Piesa De ce plâng ghitarele, care a apărut chiar pe această scenă rezultatul colaborării între Mihai Dolgan și Efim Krimerman, a devenit melodia simbol și blazonul artistic al trupei Noroc. De ce plâng ghitarele, știu doar felinarele, strunele amarele, ce oare au pierdut? Conform rigorilor timpului, repertoriul trupei era discutat în cadrul Consiliului Artistic al Filarmonicii de Stat și aprobat de Ministerul Culturii din RSSM. Din acest considerent, Norocul evolua cu două repertorii. Unul adecvat timpului propagandistic și ideologic în Republică, iar altul pe ritmuri de beat și de rock de-a lungul Uniunii Sovietice.
Asta a născut în tradiția norocului, cunoscută zicale că repertoriul de acasă nu se potrivește cu cel de la târg. Colindând în lung și în lat Marele Imperiu, trupa cânta nu doar piesele iubite de toți în Uniunea Sovietică, ci și melodii din repertoriul Beatles, Animals sau Bee Gees. După această evoluție, piesa De ce plâng chitarele a stat timp de un an pe locul întâi în topul melodiilor din Cehoslovacia, alături de invitațiile de a evolua în Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria sau Iugoslavia. Pe acest fundal de popularitate, dar mai ales de speranță și viitor, a căzut ca un trăsnet ordinul de desființare a grupei la 10 septembrie 1970. Oficial, acest ordin era semnat de ministrul culturii Leonid Kuliuk, care a acționat la indicația șefului departamentului de ideologie, Dumitru Cornovan. În realitate, însă, acest ordin a fost o răzbunare a nomenclaturii comuniste condusă de Ivan Bodiu, care acționa la comanda Moscovei, care nu putea tolera o grupă cu valențe occidentale ca noroc. Considerată a fi depășită de rigorile și contextul timpului de către autoritățile sovietice, trupa Noroc a fost fereastra noastră spre Europa și cea care a însemnat un exercițiu de sincronizare cu fenomenele similare din Occident. Dar în afară de aceasta, trupa Noroc a dat naștere unei noi generații, nonconformiste, hippie, cu pantalonii cloșați și pletele lungi, crescute într-o ambianță de românism, latinitate, de libertate și pe ritmurile muzicii rock.